bucurându-ne de un timp frumos, de o viață cu totul aparte, bucurându-ne de icoana Maicii Domnului, ca pe care am așezat-o deasupra creștetelor noastre, ca să ne fie o crotitoare nouă și celor pe care îi purtăm cu dragoste și rugăciune în inimile noastre. Să fie acest urcuș ca un gând la cuvântul din Scriptură, la mulți suflete să ne ridicăm, căci de acolo ne vine ajutorul. Munte în sensul de înălțime. Și cine este mai înalt decât Dumnezeu? El este muntele cel sfânt, piatra cea din capul unghiului, izvorul de tămăduiri, pâinea cea spre ființă, apa cea vie, sarea pământului, lumina lumii, calea, adevărul și viața. Să rămâneți cât mai mult în munte, să nu vă grăbiți, să coborâți în iar marocul care ne așteaptă în cetate, să urmați chipul Domnului Hristos, care, fiind înconjurat de multă mulțime și agitație multă, adesea se retrăgea în singurătate. Spune Scriptura să fie singur pentru a se ruga. Să încercați să sesizați ceva din savoarea munților, a pădurii, a izvoarelor. Să luați cât se poate muntele și pădurea și izvorul și aerul curat și liniștea să le luați cu dumneavoastră. Să vă hrăniți din ele, alimentându-vă cu dumnezeiasca liturghie care se săvârșește în mijlocul orașelor și satelor, căci biserica devine, chiar în mijlocul agitației și mulțimii, muntele cel înalt, muntele cel netăiat, muntele cel puternic, căci acolo se află Sfântul Altar, se află Sfânta Masă, se află dumnezeiasca împărtășanie, se află aghiazma cea mare, se află Evanghelia, se află Sfintele Moaște, se află preotul, se află poporul lui Dumnezeu. Să vă răsplătească, părinților, părinte stareț, Vasile de jos, părinte stareț, Antim de aici de sus. Să vă răsplătească Dumnezeu osteneala, împreună cu părinții și frații din jurul frățiilor voastre, să faceți în așa fel încât să nu se stingă candela, să nu pătrundă Duhul Lumii în incinta mănăstirii și cât se poate Duhul Mănăstirii, Duhului Dumnezeu, Duhul Bisericii să se răspândească în lume. Iar dumneavoastră, iubiți credincioși, să aveți parte în viață de clipe frumoase, aducându-vă aminte de o clipă precum aceasta, care pe lângă frumusețea unei drumeții se adaugă la aceasta frumusețea preasfintei născătoarei de Dumnezeu, care prin frumusețea ei lăuntrică și exterioară din Sfânta Icoană din Duh și Adevăr, zic prin frumusețea ei, salvează lumea. Să faceți în așa fel, încât cât mai des să vă retrageți la Sfintele Mănăstiri, să vă retrageți pentru o clipă ceva mai departe de casa proprie, unde găsiți o pădure, unde găsiți un izvor, unde găsiți o pajiște, ca să vă încărcați și biologic, să vă încărcați și sufletește de tot ceea ce
singurătatea, pustia, Codru, Carpații, sihaștrii de altă dată și puțini care au mai rămas în vremea noastră, să vă întâlniți în duc și în adevăr cu dânsii, pentru că vremurile nu sunt deloc ușoare. Zilele sunt încărcate de osteneală, de foarte multă suferință, de foarte multe ambiții. Și e bine să plecați din când în când cu familia, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții, dacă se poate, cu prietenii, undeva în singurătate, câteva ceasuri, în sfârșitul de săptămână, ne uitând participarea la dumnezeiasca liturghie, la o bisericuță de parohie sau de mănăstire din preajmă. Pentru că iarăși vine ziua de luni, cu toată greutatea ei, cu tot frigul care se strecoară în oasele noastre, frigul datorat păcatelor, datorat necredinței, datorat uneori șederii prea îndelungate în fața televizorului, în fața computerului, în fața telefonului, care ne răpește mult timp din ceea ce ar trebui să alocăm celor dragi noștri de lângă noi sau de departe. Să mergeți la casele dumneavoastră, având grijă de copiii cu care va binecuvântați Dumnezeu, având grijă de copiii cu care sunteți binecuvântați de Dumnezeu să-i zămisliți și să-i nașteți părinții mai bine, să aveți grijă de ei, să aveți grijă de cei care sunt plecați în străinătate, să le amintiți că sunt ortodoxi, să le amintiți de limba română, să nu-i cuprindă întru totul străinătatea și cât se poate să se întoarcă acasă cu un băluț, să-și întărească gospodăria proprie și să nu sfătuiască pe alții să plece, căci în cele din urmă ne putem și noi descurca. Cu ceva mai puțină bogăție, probabil materială, dar nu ne lasă Dumnezeu chiar așa să murim cu totul și cu totul de foame sau din lipsă de îmbrăcăminte sau de casă și cele care ne sunt necesare pentru casa noastră. Fiți binecuvântați cu toții în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.